Uai de capul meu, l-a tăiat în jumate, nu cred! Încă mai merg cu jumate din el! What the fuck? Salut și bine v-am găsit la un nou episod din BNNED. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu următoarele nivele. După cum știți, data trecută am ajuns la Laser Tunnel și de acum nivelele încep să fie din ce în ce mai dificile. Țin minte că am avut și în primul joc ceva de genul ăsta, Laser Tunnel, și era foarte, foarte greu și probabil la fel va fi și asta. Dar oricum, înainte să pornim, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot suportul pe care mi l-ați acordat la această serie. BNNED a fost așa ca un joc la care nu mă așteptam niciodată să fie atât de apreciat, dar e ceva diferit, e ceva unic, știi? Și asta îmi place foarte mult. Primul joc a avut un pic mai multă poveste decât ăsta, dar sunt curios să văd finalul ăstuia, să văd ce se întâmplă la final, oare. Și dacă și voi vreți chestia asta, să vedem finalul, să-mi spuneți. Bun. Hai să mergem mai departe. Trebuie să trecem printre astea. Aoleu, am rămas fără mână și fără un picior, dar am ajuns la checkpoint. Dăm corpul înapoi. Merge și așa. Merge și fără mână și fără picior. N-are nicio problemă. Oameni buni, păi, voi credeți că... Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Facem direct balans aici. Hop. Aoleu, doamne. A fost foarte aproape să mor acolo. Dar noi trebuie să ținem cont de faptul că noi avem doar 18 vieți. Dacă pierdem toate viețile, vom pierde nivelul. Deci ești limitat și de chestia asta, nu poți să dai failuri foarte multe. Wow, cum ar putea să trec printre astea, glumești cu mine acum sau ce? Clar cad! Și stai, dar eu dacă am căzut aici mă mai pot întoarce? Probabil că nu. Ok, hai să ne răspornăm. Aș putea să-mi arunc capul pe checkpoint oare direct? Aș încerca chestia asta, pentru că aici pic direct. Uite, deci să fac așa și merg capul direct pe checkpoint. Și a mers. Wow, ok. Se pare că strategia cu capul funcționează. Acum dacă am doar capul și mă atinge un laser, mor instant. Uliu, uliu. No, no. Da, direct în laserul l-am picat. Ok, în BNNED știți bine că vom da multe failuri pentru că pe asta se bazează jocul. Uai de capul meu, l-a tăiat în jumate, nu cred. Încă mai merg cu jumate din el. What the fuck? Trec pe checkpoint. Aia e. Ok, hai să vedem. Am rămas cu capul doar. Ok, cu capul. E un cannon aici, dar probabil am nevoie de tot corpul ca să folosesc. Oh, trebuie să sări. Pe bune, ok, hai să ne respawnăm. Pentru că e un jumping puzzle aici și trebuie să sărim. Și ce faci cu asta? Poți să tragi, dar nu poți să o învârt. Ok. Ah, shit, avem mine. Avem o grămadă de mine pe aici. Ah, doamne. Cred că trebuie să mă strecor printre ele. Ah, și uite, pe platforma aia, dacă vrei să te urci mai ușor, ai nevoie de două persoane. Deja că aș mai juca jocul ăsta cu încă o persoană, ar fi un piculeț mai ușor. Dar din cauza că mă joc solo, e mult mai greu. Dar o să încercăm. O să încercăm să-l trecem. Minele astea, dacă te apropii foarte tare de ele, bubuie. Hop, ai că a mers, e bine. Și de aici trebuie să ne ducem pe platformele astea. Să facem săriturile perfecte. Și iată că am ajuns la goal. Ho, a fost dificil, frate. Deci nivelul ăla chiar a fost greu. Follow your dreams. Urmărește-ți visele. Ok, dacă îmi urmăresc visele. Oleu, dacă te iau o chestie de aia în primire. Așa că trebuie să iei chestiile astea. În primul joc puteai să le colecționezi, dar jocul ăsta nu cred că are vreo importanță dacă le iei sau nu. Totuși am să trec prin ele. Mam. Mi-a sărit? Mi-a sărit ăla de pe cap. Aveam un topor în cap. Mi-a sărit toporul din cap. Ok. Mergem mai departe și aici sărim. Încă o săritură și... Oaleu! Și acum... Aha. Bun, și am ajuns la checkpoint de aici. Să ajungem în partea cealaltă. Hai să fac o săritură mai lungă. Ah. Nu, nu, nu. E foarte dificil să-ți dai seama de timingul ciocanelor și să nu cumva să te ia vreun ciocan de la primire. Și acum ce? Checkpoint. Hai să cad cu tot corpul în checkpoint. Opa. E bine. Că n-avea rost să-mi arunc capul. Mamă, facem săritură de pe o platformă pe alta. Ușor, ușor, ușor. Nu fi nebun. Și aici cred că o să mor. Dar mor pe checkpoint. Da, am murit pe checkpoint, deci mă dă tot de aici. În regulă, bun.
acum trebuie din nou să avem grijă la aceste ciocane și să nu ne arunce. Asta te aruncă de pe hartă direct. Nu știu de ce se cheamă nivelul ăsta să-ți urmărești visele, știi, gen să-ți urmezi visele, mai bine zis. Dar iată că am ajuns la goal. Bă, n-a fost atât de greu, a fost mai ușor puțin. Blood explosion, explozie de sânge. Ok, nu sună bine deloc. Oh my god, nu, sunt atâtea mine. Cum aș putea să trec de astea? De ce? Oare trebuie să-mi arunc capul cumva? Nu, no, cred că trebuie să explodezi pe lângă ele și să reușești să ajungi. Wow. Hai că am ajuns. Am ajuns cu capul măcar. Am ajuns cu capul, e în regulă. Bun. Ce s-a auzit? S-a auzit ceva. Nu știu ce, dar să sperăm că nu o să mă omoare. De fapt, ce vorbesc? În jocul ăsta totul încearcă să te omoare. Wow, ce e aici, frate? Ce e? Uite-te câte de astea sunt. Glumești cu mine acum? Ridică-te. Wow! Nu, 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 nu. Nu mă felia, nu mă felia. Wow! Wow, 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 wow. Nu cred, nu cred. Nu cred așa ceva. Uite-te unde m-am oprit. Of, da. M-aș arunca capul, dar... Nu. Treci, 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 treci. Capul? Ai, am luat checkpoint-ul. Perfect. Vai de capul meu cât de grele sunt nivelele. Am avut baftă că am trecut acum. Wow. Picioarele mele. Picioarele mele. Picioarele mele, ridică-te. Bun. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Ok, mai avem 17 vieți, suntem în regulă. Dar știi ce? Nu o să-mi resetez corpul încă, o să încercăm să sărim așa, deși uitați-vă cum îmi face piciorul din spate. M-am dus. Ok, sărim din nou, sărim din nou, hop așa, hop așa. Săritură bună. Și golul e acolo. Ăla-i. Atât timp cât îți ajunge capul pe gol, asta e tot ce contează. Oh my god, uitați-vă cum se cheamă următorul nivel, oameni buni. Se cheamă Lava Party. Adică petrecere de lava. Nu, no, oh my god, ce e aici? Eu știam că jocul ăsta devine din ce în ce mai greu, dar nu-mi imaginam că așa de greu. Vă ați văzut cum mi-au zburat picioarele? Ridicol, s-a văzut ridicol. Fac? Bine. Uneori ești mai avantajat de faptul că nu ai picioare. Că gen poți să ajungi la goal mai ușor. Sau uite, de exemplu, platforma asta de sus zboară pe deasupra mea. Gen, da, aia da, asta la altă nu. Da, aia da. Fugi? Nu, nu, nu. Nu, nu. Aruncat în lavă. Mă dă tot de aici. Aici la foc trebuie să am grijă. Deci cum? Hai să ne uităm mai exact. Deci vine focul ăla, vine focul ăla. Vine focul ăla și acum pot să trec. Ba, tot iau foc, orice ar fi. De ce mă arunci? De ce mă arunci? Măcar am capul. Da, și că poate merge doar capul pe checkpoint și reușim. Wow, hai că a mers. Aici săritură bună. Și aia e tot ce trebuie. Am ajuns pe checkpoint. E, aici e aici, pentru că aici... Să vezi că să sărim pe astea și doar cu capul e greu, că n-ai control. Sărim cu tot zombiu. M-am dus. Frate, cine urmează regulile? Nu noi, nu noi. Noi nu urmăm regulile. Este, am ajuns. Perfect. Bă, nivelele sunt extrem, extrem de dificile. Wooden demise. Nu cred. Aoleu, e totul din lemn. Se sparg astea? Nu se sparg. Doar sunt făcute din lemn și atât. Dar ăsta te taie dacă nu ești atent. L-ai pus pe jos ca să staie picioarele. S-ai pus pe medium. Staie corpul de la jumate. Dar am trecut de ele cu succes. Cu brio. Taie toate astea. Toaiele, toaiele, toaiele. Așa. Mergem mai departe. Nu cred. Cum m-a luat ăla, frate? Ok, hai să mai tăiem din astea ca să avem spațiu de săritură mai bun. Și mai trebuie să sar cumva. Aha. Așa, nici măcar nu trebuie să stau acolo. Aici e următorul checkpoint. Bum. Și am ajuns la următorul.
Aici e problema. Uitați-vă câte de astea sunt, peste tot. Una e sus, una e jos. E făcut special ca să te taie. Mamă, că e făcut ca să te taie. Dar nu e făcut ca să te ajute să termini nivelul. Niciun caz. Ok, acum un... Au. Eu sar cu tot corpul, oameni buni. Eu sar cu tot corpul. Săritură. Hai, atinge. Așa. Și... Bum. Mai încerc o dată. Trebuie să ajungi cumva acolo. Bun, am ajuns. Și... Au, oh, fuck. Culmești cu mine, trebuie să mă duc și eu pe unde să duc astea. Au, oh, shit. M-am făcut praf. M-am făcut praf. Bun, putem să sărim din nou. Că nu suntem departe. Deci eu trebuie să sărim pe aia. Bam. Deci sărim pe asta. De aici stăm așa. Bun. Oh, nu, 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 ridică-te. Nu! Nu, m-a luat ăla. Oh, fuck. Ridică-te, ridică. Dacă pot. Uite, m-am ridicat. Tărănesc chestiile astea și sunt și mine pe aici. Era golul acolo, ați văzut? Holy shit, acolo e golul. Oh my god, suntem atât de aproape de gol. Sper. Ai, frate, și am ajuns. Ok, hai să vedem, mai avem alt nivel? Avem, Patora Tower 2. Da, nu știu, n-o să mai jucăm acum ăsta. Vom vedea probabil dacă vom mai face și alte episoade. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și... V-am zis, după ce terminăm jocul, avem și o grămadă de alte chestii, cum ar fi, de exemplu, workshop. Și sunt o grămadă de nivele în comunitate făcute de alții. Da? Ok. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!